La 8 ani a dat dovadă de mai mult curaj și stăpânire de sine decât un adult. Este povestea unui copil din Statele Unite care a preluat controlul volanului după ce mama lui a suferit un atac cerebral și a evitat astfel producerea unei tragedii. Save my life. Your mom is here. Archie. Yep. You're my hero. Visul lui Nicolas este să devină șofer de Monster Truck. Zilele trecute, soarta i-a dat ocazia să-și testeze aptitudinile într-o situație dramatică. A fost momentul în care copilul în vârstă de 8 ani a știut că viața amândurora este în mâinile lui. Și asta a și făcut. Deși îngrozit, băiatul nu s-a pierdut totuși cu firea. Mașina a lovit parapetul, după care a intrat în coliziune cu un camion. Din fericire însă, nimeni nu a pățit nimic. You must be so proud of him. Unbelievably proud. Unbelievably. Ambii au fost duși de urgență la spital și acum sunt în afara oricărui pericol. My brave boy. I love you so much. Thank you for saving me.